Dragi prieteni, mergem încă o dată într-o plimbare prin satul Argeșan. Am ales de această dată ca punct de plecare Muzeul Etnografic Cula Racovița din orașul Mioveni. Este un loc de o frumusețe dumnezeiască. Este un loc în care aceste exponate au o viață de peste 45 de ani și aceasta datorită eforturilor, datorită ideii inițiatorului său, nimeni altul decât domnul profesor Constantin Năstase, care a trecut cu bine de vârsta venerabilă de 100 de ani. Domnule profesor, vă mulțumim frumos că ați acceptat să ne primiți în casa dumneavoastră și vă rog să spuneți telespectatorilor câteva lucruri despre locul în care ne aflăm, despre exponatele în care ne aflăm în acest moment. Despre exponate sau despre clădire? Și despre clădire și despre exponate. Încep cu clădirea. Dar clădirea, că poate nu știe toată lumea, se numește culă. Și însemnează casă, e un cuvânt de origine turcească și însemnează casă înaltă, fortăreață, în sfârșit. Este construită în anul 1806, aproape, deci peste 200 de ani, de Nicolae Racovicianu. Cula a fost construită de familia Racovicianu ca adăpost contra hoților, dușmanilor, cetelor turcești care treceau Dunărea după japuri. Ei locuiau într-o casă, conac îi spunea, aici unde este clădirea alături. Era căminul cultural. Și totuși Nicolae Racovicianu n-a avut noroc ca să se folosească de această clădire, întrucât în 1811 a fost surprins de 9 hoți în conac. N-a știut, nu l-a anunțat, n-a anunțat nimeni din familia de acești hoți, așa, i-a jefuit, a jefuit familia și pe el l-a omorât. Deci, în 1811, după 5 ani de zile, a fost omorât. Vă rog să spuneți telespectatorilor emisiunii Satul Argeșan, cum s-a născut această idee, să adunați atâtea exponate, încât astfel astăzi să-l îmbrăcați într-o, nu știu, într-o haină atât de frumoasă? Eu am avut o idee de aia. Sunt fiu de țăran, așa, de Mioveni, părinții mei erau mijlocași, așa, și inițial eu am fost învățător. Timp de 10 ani de zile am funcționat ca învățător la diferite școli, în Transilvania, în Dobrogea, în Basarabia, și după război mi-am continuat studiile la Facultatea de Matematică și Fizică din București. Deci am diplomă de profesor de matematică și fizică. Iar această pasiune pentru folclor, pentru exponatele frumoase pe care le vedem aici și nu numai aici, pe care o să le putem admira pe parcursul emisiunii, de unde? Inițial am început să adun, eu am apelat așa, ca să spun sincer, am apelat la într-un consiliu profesoral, am fost profesor aici la școală de 10 ani, Racovița aici. Am apelat într-un consiliu profesoral ca să fim mai mulți, așa, ca să mă ajute să facem acest muzeu. N-am găsit sprijin la nimeni și atunci am fost nevoit ca să apelez la membrii familiei. Și am fost ajutat inițial și pe parcurs de fiul meu, care e profesor tot de matematică și fizică la Mioveni, așa, de ginerul meu, Romeo Fălfănescu, soția, deci în familie. Iar acum cine vă sprijină încât această clădire să arate așa cum arată și să fie și întreținută, pentru că nu este puțin lucru? Să spun un lucru. Până anul trecut, exponatele au fost aranjate altfel. Au fost aranjate în vitrine, pe secții. Secția numismatică, secția religioasă, secția ceramică și așa mai departe. De anul trecut s-a luat inițiativa sub conducerea doamnei directoare a Muzeului Golești, așa, și s-a luat alt aranjament, adică pe camere.
camera unde, una bucătărie, dormitor, cu lucrări de-astea, cum este războiul de Sasuș, așa cum se vede acum. Ca să vină cineva să-l viziteze, cum poate, nu știu, dacă există un program, dacă există cineva care să prezinte exponatele da. Și muzeul? Da, există, sigur că da. Acum, eu, într-o că sunt în vârstă și am dat în primire și pentru că fiul meu, profesorul Titi Năstase, a avut contribuția cea mai mare la m-a ajutat cel mai mult aici, l-a numit pe el în locul meu. Deci, muzeograf este profesorul Constantin Cendăstase. Domnule profesor, haideți să privim în cameră și să adresați o invitație celor care au un sfârșit de săptămână liber să vină să viziteze cula. De ce să vină? Dați-le un motiv. Îmi pare rău de treaba aceasta că nu sătenii sau orășenii ăștia ai noștri de Mioveni n-au curiozitatea ca să vadă atât clădirea care este un monument istoric pe care nu-l are orice oraș sau orice localitate și unde să găsesc fel de unelte, de obiecte ale țăranilor care își câștigau pâinea de toate zilele. Deci eu i-am în permanență i-am îndemnat și chiar la televizorul dumneavoastră în fiecare seară la ora 6 fără un sfert face apel ca să vizitați acest muzeu. Programul este duminica de la ora 10 la ora 2, iar în cursul săptămânii se poate vizita, da, grupuri, cel puțin de 5 persoane. Dacă se însoțesc vreo 5 persoane și ne anunță, suntem la dispoziție. Grupul vocal Dorulețu al CAS, Asociației Pensionarilor Viață Lungă din Mioveni, sunt niște fete extraordinare care rup din timpul dumnealor pentru a se dedica cântecului și portului popular. Mai multe informații despre Asociația Viață Lungă a Pensionarilor din Mioveni vom afla și de la domnul președinte Constantin Drăgan. Deocamdată nu-mi rămâne decât să le felicit pe fete pentru acest frumos program artistic. Thank you.
Thank you.
fată, sunt o fată frumușică, și de fel-s măruțică, măi, măi. Sunt o fată, sunt o fată frumușică, și de fel-s măruțică, măi, măi. Moță, dă-i după mine, și eu plec așa-i mai bine. Nu sunt înaltă tare, nu știu lor cum li se pare. Dară-mi-e, dară-mi-e, mie nu pasă, ăsta sunt cea mai arează, măi, mă. Dară mie, dară mie, mie nu pasă, că-ți sunt cea mai elasă, măi, măi. Seara când ies în fricor, nu-mi păsta de ochilor, și cu toți mă negăjesc, că nu vreau să le vorbesc. Dragostea din tăia toată, ca fără de lângă
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
m-ai sărutat cu sete, de ne-ai rupt rodita spete. Și pe nasturi de la ghete, parcă la voi n-ar fi fete. Azi sunt fete și la noi, dar nu-s frumoase ca voi, mă. Azi sunt fete și la noi, dar nu-s frumoase ca voi, mă. Azi sunt fete sau la mine, dar nu-s frumoase ca tine. Azi sunt fete sau la mine, dar nu-s frumoase ca tine. La mine, la 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 la.
și să te spară, că tot viu de la de sară. Doamnelor și domnilor, sunt convinsă că v-au încântat fetele cu aceste piese. Iar dumneavoastră, vreau să vă promit că în acest loc minunat și cu aceste fete extraordinare ne vom mai întâlni. Trebuie să mulțumesc în mod special domnului profesor Constantin Năstase, domnului președinte Constantin Drăgan și nu în ultimul rând doamnei director Argentina Culcuș, cea care se ocupă de Muzeul Etnografic Cula Racovița, prin amabilitatea cărora am realizat această emisiune. Așa cum v-am spus puțin mai devreme, grupul Dorulețu pe care l-am urmărit face parte sau aparține Asociației Pensionarilor Viață Lungă din Mioveni, în colaborare cu Centrul Cultural de la Mioveni, dar sufletul acestei acțiuni este domnul Constantin Drăgan. Domnule președinte, nu e greu să vă ocupați de atâtea fete frumoase? În primul rând, bună ziua, bine ați venit. Ne bucurăm că ne-ați invitat de data asta la postul nostru de televiziune Antena 1 Pitești. Vreau să vă spun că nu e greu, pentru că din 2008 am început să ne obișnuim. Relațiile s-au îmbunătățit atât din punct de vedere social, cât și pe linia cântecului popular.
Am urmărit un program foarte frumos și spuneți-ne câte fete aveți în acest grup vocal și câte ceva despre activitățile culturale, că presupun că nu este acesta singurul, sau câteva dintre activitățile la care ați participat. Ansamblu Dorulețu, folcloric Dorulețu, se compune în 17 persoane. Noi avem o echipă de dansuri populare, avem un grup vocal și 5 soliști. Vreau să vă spun că în afară de ceea ce astăzi am prezentat, noi avem un program folcloric destul de bogat. Am prezentat multe programe artistice și vreau să nu se ia ca sufără de laudă, dar am fost în Bulgaria vreo 5 ani de zi la rând, am luat marele premiu, am fost în Grecia, am fost în Turcia, am fost în Italia și consider că ceea ce astăzi am demonstrat este un lucru deosebit de bun. Fetele reprezintă România cu cinste, județul Argeș și orașul Mioveni. Pe viitor aveți ceva activități pregătite, nu știu, festivaluri? Probabil că dumneavoastră lucrați foarte mult și pe schimburi culturale. Da, urmează să mergem în Bulgaria în luna mai, în luna iulie posibil, sau poate mai sigur în Grecia, la un festival organizat de UNESCO, în zona insulei Evia. Și probabil că vor mai fi și alte spectacole, alte festivaluri, în special în țară, ceea ce înseamnă la Orezul, la Băbeni, la Popeni, la Balș și în localității din județul Argeș. Domnule președinte, o să fim cam zgârciți, vor spune telespectatorii noștri că suntem cam zgârciți, că eu văd că fetele au aici, uitați lângă mine, imediat una dintre fete toarce, n-am mai văzut pe cineva torcând de nu știu când, acolo cineva împletește la ciorapi. Pe aici, prin spatele meu, o să mă dau într-o parte ca să poată să vadă și telespectatorii, cineva avem, ia uite, tot un ciorap, acolo avem o vârtelniță pe care, cu siguranță, mulți dintre noi n-am mai văzut-o nici măcar la televizor. Aici avem un fus, exact, uite, ia să vedem, avem și un fus. Mulți dintre telespectatori, probabil că nici în povești, nu știu dacă l-au văzut sau la televizor, dar știți ce vreau eu să vă rog, domnule președinte? Dacă ne-ați prezentat din activitatea dumneavoastră culturală, nu facem noi o emisiune în care să vorbim cu fetele despre toate aceste îndelemniciri? Promiteți aici în fața camerei? Am omis să vă spun că în afară de mine, care mă ocup de ansamblu, avem pe doamna Florica Aftaliu, care este instructor și coreograful acestui ansamblu, iar din punct de vedere al lucrului de mână, al unor obiecte deosebite, avem la Costoiu, care se ocupă în mod special și sper că în anul 2016 să facă mult mai multe, pentru că din obiectele pe care fetele le-au lucrat împreună cu doamna Costoiu, le-am dus și peste hotare, în Bulgaria, în Italia, în Grecia, în Turcia. Și eu zic că e un lucru deosebit să poți prezenta ceea ce înseamnă cultură, ceea ce înseamnă lucru de mână, ce înseamnă artizanat, să treci peste hotare, să te mândrești și să spui că vii din Mioveni, un oraș al costului de autoturisme și din județul Argeș, un oraș deosebit și într-o România foarte frumoasă. Păi atunci cred că trebuie să mă dau bine pe lângă doamna Costoiu și să o rog tot așa să priviți acolo spre cameră și să le spuneți telespectatorilor când ne organizați și nouă șezătoare. Atunci când dumneavoastră aveți timp, noi cu mare drag răspundem chemării dumneavoastră și prezentăm telespectatorilor ceea ce noi lucrăm în timpul liber și atunci când mergem la repetiții în sala noastră, unde avem acolo, unde suntem la sala pensionarilor din Mioveni. Eu vă mulțumesc frumos că am reușit să smulg aceste promisiuni atât de la dumneavoastră cât și de la domnul președinte și zic că pe final de emisiune să ne mai bucurăm de câteva piese muzicale. Mai lăsa ca nimai cu mai.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să rămâneți în continuare pe Antena 1.